Corvinul Hunedoara continuă seria meciurilor fără înfrângere în seria noua din Liga 3-a de fotbal, una pe care o conduce cu autoritate. Jucând la Simeria, corviniștii au învins cu 3-0 pe a doua clasată metalurgistul Cugir, jocul echipei mulțumind conducerea tehnică. Și chiar dacă barajul de promovare bate la ușă, principalul Florin Maxim nu își menajează jucătorii, urmând a juca cu echipa standard și în ultimul meci din play-off de vineri 20 mai din deplasarea de la Unirea Ungheni. Mai ales prima repriză, o repriză echilibrată. A doua repriză am pus noi mai mult presiune pe adversar și s-a văzut un pic în diferența între noi și ei. Meciul ăsta îmi pare rău că n-am putut să fac mai multe schimbări, sincer, pentru că toți jucătorii au răspuns foarte bine și săptămâna premergătoare a acestui joc. Au arătat foarte bine în antrenamente. Sincer, chiar de asta am supărat că n-am putut să fac mai multe schimbări. Parcă ne-am precipitat. Duceam mingea aproape de poartă, chiar în 16 metri și acolo cumva, nu că n-am fost lucis, dar toată lumea din dorința aceea să marcheze, poate nu luau cele mai bune decizii, dar faptul bucurător este că ajungem acolo și ne-am creat multe ocazii și au avut această poftă de gol. N-am pe cine menaja pentru că aici am vrut să ajungem în momentele astea, n-am pe cine să menajez pentru că nu sunt obosiți, asta le discut cu jucătorii. Suntem o echipă pregătită, v-am spus că după pregătirea de iarnă vom arăta din ce în ce mai bine. Eu zic că suntem pe drumul cel bun și 100% nu vom menaja, vom juca cu cea mai bună echipă. În seria 7-a, CSM Deva și-a calificat în barajul de promovare de pe poziția secundă și a amenajat titularii în deplasarea de la liderul CSM Reșița și a suferit cea mai usturătoare înfrângere din acest sezon, scor 4-0. În ultima etapă din play-off, tot vineri la Orăștie, Deva va întâlni într-o repetiție generală înaintea primului meci de baraj pe Pandurii Târgu Jiu. În play-out-ul aceleași serii, într-un derby al suferinței, Aurul Brada a învins acasă cu 2-0 pe Jiul Petroșani. Această înfrângere complică finalul de sezon pentru petroșăneni care vor trebui să lupte pentru evitarea retrogradării, antrenorul Jiului Aurel Moldovan fiind de părere că în această situație s-a ajuns din cauza jucătorilor care nu sunt din vale și nu simt nimic pentru echipă. Nu ne mulțumește, e logic. Dacă după prima repriză aveam speranțe că nu putem să pierdem jocul, uite că s-a întâmplat ce s-a întâmplat la fiecare joc, de la un corner care nu trebuia să fie corner, jucătorii nu au luat cum trebuie adversarul în marcaj, au respins mingea în centru și, bineînțeles, șut la poartă 1-0, al doilea gol, penalti clar, că e 1-0, că e 2-0, același lucru, 3 puncte pentru adversar. Deci noi luptăm încă 2 meciuri pentru evitarea retrogradării. Mulți jucători se termină contractul, pleacă, poate au jucat și au arătat prea puțin pentru valoarea care o au, și din păcate suferim noi cei de la Jiu, cei care iubim Jiu, cei care ținem la această echipă, care am crescut acolo și care nu ne indiferent dacă retrogradăm sau nu. Aurul Brada câștiga grație jocului mai bun din Mitanul Secund, victoria fiind singura variantă pentru a mai spera la evitarea retrogradării. Ioan Petcu, antrenorul principal al Brădenilor, crede cu tărie în salvarea de la retrogradare și speră să se întoarcă cu un rezultat bun din deplasarea decisivă de sâmbătă 21 mai de la viitorul 2 Târgu Jiu din penultima etapă play-out-ului. La pauză, dacă trebuie să fiu sincer, le-am spus că prima repriză am jucat așa foarte timorat și cu frica asta de a nu primi gol. Repriza a doua le-am spus, avem vântul acum, vă rog să încercați să trageți la poartă, să încercați să forțați și cele 4-5 de minute care au mai rămas să facem totul să câștigăm cele 3 puncte. Erau necesare cele 3 puncte pentru ca să sperăm în continuare următoarele 2 jocuri să reușim să ne salvăm. Fără aceste 3 puncte nu mai prea aveam șanse deloc, așa că este foarte importantă victoria de astăzi, coroborată cu înfrângerea Târgu Jiului, acasă pe teren propriu cu Cărbuneștiu. Eu zic că ne-am mărit șansele și acum oricum meciul următor, sâmbătă la Târgu Jiu, va fi unul hotărător. Jiul Petroșan va juca sâmbătă tot în deplasare la Progresul Ezeriș într-un meci de care pe care toate meciurile din Liga a 3-a din această etapă urmând a începe la ora 18.